Dragii mei frați și surori, aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare, să mai recitesc o dată versetul 42 din textul care a fost citit și totodată să ne dezamorțim un pic. Cuvântul Domnului citit în dimineața aceasta, din Fapte, capitolul 2, cu versetul 42, spune în felul următor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mai întâi de toate, se cade în această dimineață din nou să ne unim inimile și să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-I binecuvântăm numele, că ne-a dat harul să fim aici, preamărit să fie Domnul. Cuvântul Domnului din dimineața aceasta, din Fapte, capitolul 2, de la versetul 42 până la sfârșitul capitolului, ne dă atât de plastic și frumos o imagine din viața bisericii de la început. Vedem în versetele acestea atâta activitate împreună, o frățietate care, pasionată de Dumnezeul care le-a dat mântuirea, se întâlneau atât de des. În mersul lor zilnic și în lucrurile care ei le făceau, găsim un lucru care parcă lipsește în bisericile din ziua de astăzi pe globul pământesc. Această dragoste frățească și această pasiune de a fi împreună în tot timpul. Începând cu versetul 42, vedem că ei împreună erau în preajma cuvântului, înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Împreună erau în legătura frățească. Împreună țineau la acest lucru, țineau la frângerea pâinii, țineau la rugăciuni. Ba mai mult, vedem la versetul 43 că ei împreună erau și se făceau minuni în mijlocul lor. Vedem mai la versetul 45 că ei aveau toate de obște și în mijlocul lor se vindeau toate ogorile, toate averile și puneau lucrurile împreună și împărțeau după nevoile fiecăruia. Era o purtare de grijă între frații de atunci foarte frumoasă și exemplară, aș spune eu. Vedem această activitate a bisericii, această frumusețe care era în mijlocul lor și cred că dacă privim în mijlocul bisericii de aici, putem să spunem că ne regăsim și noi în versetele acestea. Și în mijlocul nostru Dumnezeu, prin harul Lui, a făcut și face minuni, preamărit să fie Domnul. Și în mijlocul nostru vedem că noi, Dumnezeu ne-a dat harul să avem parte de o învățătură bogată și adevărată, precum cuvântul o dă sub călăuzirea Duhului Sfânt și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și în mijlocul nostru vedem că este o dragoste care pentru cei care sunt în nevoi și biserica aceasta a avut întotdeauna o inimă aparte pentru a contribui material la cauzele care cer ajutor și este nevoie și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. În biserica de atunci, din primul secol, însă în versetul 42, vedem acești patru piloni de bază care îi caracterizau ceea ce ei făceau și succesul care îl aveau ca biserică, propășirea care ei o aveau, și anume învățătura apostolilor, adică cuvântul lui Dumnezeu, apoi legătura frățească, apoi frângerea pâinii și în ultimul rând rugăciuni. Aceste patru lucruri, acești patru stâlpi, patru piloni de bază, dacă pot să spun, sunt legați unul de celălalt. Este imposibil să fii unul care stăruiește sau petrece mult timp în cuvântul lui Dumnezeu și să nu ai și parte de rugăciune. Este imposibil ca să ții la legătura frățească în lumina Scripturii și să nu fie și un accent pus foarte mare pe rugăciune și pe frângerea pâinii. Însă aș vrea în dimineața aceasta, dat fiind faptul că suntem la această sărbătoare a cinei Domnului, să fim în lumina cuvântului, să mergem mai departe în ceea ce înseamnă stăruința în frângerea pâinii. Ceilalți piloni de care biserica se folosea și care contribuiau la propășirea bisericii, și anume învățătura apostolilor, legătura frățească și rugăciunea, sunt lucruri care le cunoaștem și despre care am mai auzit învățături din cuvântul lui Dumnezeu. Însă în această ocazie specială am vrea să privim din viața apostolilor și din lumina Sfintei Scripturi ce înseamnă a stărui în frângerea pâinii. Poate când punem aceste cuvinte la oaltă, stăruința în frângerea pâinii, poate nu par a fi de a merge împreună, de a fi din aceeași ecuație. Parcă nu pare a fi stăruința cu
Frângerea pâinii e un lucru care se potrivesc, deoarece poate noi ne gândim doar la stăruința cu Duhul Sfânt și apoi la frângerea pâinii. Dar în cuvântul lui Dumnezeu vedem că stăruința în frângerea pâinii este o atitudine și un mod de viață care trebuie să existe în viața noastră a tuturor. Și în sensul acesta am vrea să definim un pic ce este stăruința, ce este frângerea pâinii și apoi ce înseamnă ca să stăruim în frângerea pâinii. Începând cu frângerea pâinii, în acest context, cuvântul lui Dumnezeu se referă la faptul că ei aveau sărbătoarea cinei Domnului. Se referă la faptul că ei sărbătoreau cina Domnului. Lucrul acesta îl cunoaștem despre ce înseamnă el din învățătura Domnului Iisus Hristos, care a fost cel care a instituit sărbătoarea cinei Domnului sau cina cea de taină. În Matei capitolul 26 vedem acolo primul exemplu din Evanghelii unde Domnul Iisus Hristos, adunați cu ucenicii, le spune în versetul 27, apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea cu voi acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi din nou în împărăția lui Dumnezeu. Și în versetul 26 spune despre celălalt component al cinei și anume, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Frângerea pâinii se referă la această sărbătoare unde noi, ca popor al Domnului, venim împreună și ne împărtășim din trupul și sângele Domnului. Lucrul acesta îl facem cu un scop anumit și anume, cum Apostolul Pavel învăța prin Duhul Sfânt în 1 Corinteni, capitolul 11, la versetul 23, el spunea în felul următor, că am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume, că Domnul Iisus în noaptea care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și versetul 25 ne spune același lucru pentru când noi bem din, și ne împărtășim din sângele Domnului, să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui. Când apostolii se întâlneau împreună, frângerea pâinii avea scopul de a pomeni moartea Domnului și suferințele care El le-a îndurat pentru noi toți. Acesta este lucrul sau scopul, obiectivul primordial. Când noi ne întâlnim la această sărbătoare sfântă, nu este o tradiție care biserica a adoptat-o pentru ultimii 2000 de ani, nu este un obicei al bisericii penticostale, să spunem, ci este o sărbătoare instituită de însuși Domnul Iisus Hristos cu scopul ca în mijlocul nostru când o facem să ne aducem aminte de jertfa Lui mântuitoare care a făcut-o pe Calvar pentru noi toți și pentru aceasta îl slăvim pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Un alt scop în direcția aceasta a cinei, care poate nu este direct în textul din 1 Corinteni, este scopul care Domnul Iisus Hristos îl menționează în Ioan capitolul 6. La versetul 54, atunci când vorbește cu ucenicii, le spune, sau când vorbește cu iudeii, le spune în versetul 54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Când noi venim și luăm parte la cină împreună, este în mijlocul nostru acea nădejde și acea confirmare când o facem în mod corect, că noi așteptăm venirea împărăției lui Dumnezeu, venirea zilei acelei mari, când noi vom părăsi pământul și când vom pleca să fim acasă cu Tatăl nostru și cu Domnul Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt, cu Sfinții împreună o veșnicie. Cina, deci, este o mărturie și prin cină, când noi ne împărtășim, luând cina Domnului împreună, noi împlinim obiectivul acesta de a căpăta viața veșnică, precum Domnul Iisus Hristos a spus. Cina mai are și alte caracteristice, dar aceasta este frângerea pâinii despre care ne spune cuvântul Domnului în Fapte 2:42. Apoi, ce este stăruința? Dacă ei stăruiau în frângerea pâinii și aceasta este frângerea pâinii, ce este stăruința?
Desigur că ne gândim cu toții la acel moment minunat care noi îl avem ca biserică, un lucru frumos care îl facem, care s-a întâmplat acum câteva săptămâni în luna noiembrie, și anume stăruința după Duhul Sfânt. Acele momente de rugăciuni înfocate, cu insistență înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu darul Duhului Sfânt, să ne binecuvinteze cu o revărsare și o umplere a Duhului Sfânt în vasele fiecăruia dintre noi. Sunt momente minunate și mulțumim Domnului că El în biserica asta încă botează cu Duhul Sfânt. Preamărit să fie Domnul! Dragii mei frați și surori, însă stăruința nu este doar ceea ce facem noi la stăruința după Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos în Luca, capitolul 11, vorbea ucenicilor și le spunea, începând cu în versetul 5, apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumutăm 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acela îi răspunde: nu mă tulbura, acum este ușa încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da ce-i trebuie. Și anume, prin acest exemplu, vedem că stăruința este acea persistență, acea insistență asupra unui obiectiv care îl caută cineva de a-l îndeplini. Pentru omul de față, care Domnul Iisus Hristos îl spune în pilda lui, este prietenul care cu insistență caută obiectivul de a obține pâinea de la prietenul său. În cazul nostru, dacă putem să spunem la mod general, deci stăruința este acea stare de căutare, acea stare deplină caracterizată de acel foc și insistență de a căuta scopul sau obiectivul și a-l ajunge la el pentru care noi îl căutăm. În cadrul stăruinței după Duhul Sfânt, stăruința după Duhul Sfânt are ca obiectiv botezul după Duhul Sfânt și insistența noastră în rugăciune, căutarea acestui obiectiv este ceea ce noi numim stăruință după Duhul Sfânt. A stărui se poate face în mai multe feluri, adică în ce putem noi stărui sunt mult mai multe lucruri. Dar înainte a ne uita despre în ce putem noi stărui, aș vrea să ne oprim și la următorul verset din Luca, capitolul 11, unde Domnul Iisus Hristos dă un detaliu sau 3 exemple frumoase care dau mai mult detaliu asupra acestui lucru care noi îl numim stăruință. Și anume, El spune în versetul 9 din Luca 11: de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Sunt 3 acțiuni diferite, 3 lucruri diferite. În primul rând, cereți și vi se va da. În al doilea rând, căutați și veți găsi. În al treilea rând, bateți și vi se va deschide. Lucrul acesta ne arată 3 etape care se găsesc prin actul stăruinței. Și anume, în primul rând, a cere și a se da este un lucru care se poate face de departe. Când ceri ceva de la cineva, nu trebuie să fii în proximitate foarte aproape. Poți să iei telefonul și chiar dacă ești departe de persoana respectivă sau ești într-o cameră și ești la distanță de oarecare depărtare, poți să spui din depărtare: te rog să-mi dai lucrul respectiv. Însă insistența stăruinței se vede cum progresează numai de la o cerință la un act mai intens, mai înfocat, prin al doilea exemplu, unde spune căutați și veți găsi. Când vrei ca să ajungi la obiectivul respectiv și treci la căutare de la cerere, asta implică o înfocare, o insistență mai mare. Pentru că din loc de a sta pe loc și a cere verbal, mergi și fizic, cauți ceva. Te apropii mai mult de obiectul care îl cauți. Și în pasul următor, cuvântul Domnului ne arată cum stăruința crește în etapă mai avansată și anume, bateți și vezi va deschide. Dar deja când ajungi la etapa a baterii și a deschide, înseamnă că ai găsit unde este lucrul pe care îl cauți. Știi exact unde să mergi și unde să cauți pentru a găsi sau să obții ceea ce îl cauți și obiectivul care este înaintea ta, arătând prin aceste 3 etape creșterea stăruinței sau procesul stăruinței. Stăruința nu este un lucru care se face doar într-un anumit mod odată și acolo se oprește cu totul, ci din contra, crește în intensitate în fiecare dată. De aceea la stăruința după Duhul Sfânt o singură rugăciune nu este îndeajuns. De aceea nu este îndeajuns să spui că a mers la stăruință după Duhul Sfânt astăzi și nu mă boteza Domnul și înseamnă că atât, ci din contra, prin simplu fapt că este stăruință, este o etapă unde mergi
merge mai aproape și mai aproape și mai aproape de Dumnezeu, căutând ca El să ne boteze, căutând ca El să ne dea ceea ce cerem. Și în bunătatea Lui, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, preamărit să fie Domnul. Dacă aceasta este stăruința, în ce putem noi stărui? Cuvântul Domnului ne spune în versetul care l-am citit din Fapte, capitolul 2, cu versetul 42, că putem stărui în învățătura apostolului. Cuvântul Domnului ne spune în mai multe rânduri, cum îi spunea și Pavel lui Timotei, stăruiește asupra cuvântului. Cuvântul Domnului ne spune că putem stărui și în legătura frățească. În Evrei, capitolul 13, apostolul Pavel spunea celor care le scria epistola prin Duhul Sfânt și ne spune și nouă ca să stăruim în dragostea frățească. Ba mai mult, ne spune cuvântul că putem stărui în frângerea pâinii, ce vom parcurge în minutele care ne stă în față, și în mai încun rând ne spune că putem să stăruim în rugăciuni. Cuvântul Domnului în asupra stăruinței merge și mai adânc și în alte locuri. Ceea ce este de observat este că stăruința nu se face numai în lucruri bune, ci din contra, cuvântul Domnului ne spune în Cartea Judecătorilor că Dalila a stăruit de Samson. Este clar că acolo nu era vorba de o stăruință bună, ci era vorba de o stăruință păcătoasă care se făcea înspre rău. Dragii mei frați și surori, vedem și noi în jurul nostru, dacă stăm și ne oprim să privim în jur, că sunt oameni care stăruiesc înspre rău. Ei merg tot mai mult, cu mai multă intensitate, cu mai mare viteză, ca să caute scopul lor rău, care îl au înaintea lor. Mie îmi place să cred că în biserica noastră sunt oameni temători de Dumnezeu și noi cu toții stăruim în lucrurile bune. Eu mă rog, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Dragii mei frați și surori, dacă aceasta este stăruința, și am vorbit despre stăruința, despre ce este frângerea pâinii, ce înseamnă să stăruiești în frângerea pâinii? Ce înseamnă să stăruim la cină, la cina Domnului, la cina cea de taină? În primul rând, cuvântul Domnului, încă din Matei, capitolul 26, care l-am citit, ne spune atât de frumos despre felul cum Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a instituit cina. Și anume, în versetul 26 spune în felul următor, luați, mâncați. Și în versetul 27 spune în felul următor, beți toți din el. Am citit aceste cuvinte scurte pentru că ele arată în ele însuși, în conținutul lor, un imperativ. Adică nu se spune dacă vreți, luați și mâncați. Sau nu se spune dacă ați găsit cu cuviință, mâncați. Sau mâncați numai odată și apoi opriți-vă. Ci din contra, este o poruncă clară, sucintă și la subiect. Și în felul următor, luați, mâncați. Este o poruncă care trebuie îndeplinită de noi toți. În sensul acesta, dacă aceasta este porunca, în primul rând, pentru ca noi să putem fi stăruitori sau să stăruim în frângerea pâinii, înseamnă ca noi întotdeauna să împlinim porunca aceasta și să nu lipsim de la cină. Și eu mă rog, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Astăzi este un moment prielnic pentru ca să putem împlini această stăruință și să ne alăturăm și noi în numărul apostolilor de atunci care stăruiau în frângerea pâinii. De altă parte, când vedem apostolii care în textul de care noi l-am citit, vedem că ei au dus această stăruință nu numai în momentul de atunci, când ei se găseau împreună și stăruiau în frângerea pâinii, ci în versetul 46 ne spune cuvântul lui Dumnezeu, toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție în inimă. Când citim acest verset în altă traducere, în traducerea engleză, cuvântul Domnului explică parcă un pic mai amănunțit, că atunci când spune frângeau pâinea acasă, în engleză se traduce breaking bread from house to house, adică cina atunci, fiindcă nu exista o clădire ca a noastră unde ne putem întâlni cu toții pentru a sluji pe Domnul împreună, ei se întâlneau în case, acolo biserica era în case organizată și frângeau pâine, aveau această minunată sărbătoare în fiecare zi în casele lor. Noi avem în mijlocul nostru rânduiala de a avea cina o dată pe lună. Dar apostolii, este important să ne uităm la faptul că apostolii de atunci, în fiecare zi, adică la fiecare dată când se făcea cina, ei făceau parte. Și la noi asta înseamnă că atunci când noi avem cina, ca să putem stărui în frângerea pâinii, trebuie să nu lipsim niciodată. Și este un lucru care cred că Biserica Domnului îl înțelege și mulțumim Domnului că avem învățătură cu
curată de la, din cuvântul Domnului, să înțelegem acest lucru și să-l putem urmări. Este un lucru simplu, dar pentru unii și în zilele noastre care poate nu se apropie de trupul și sângele Domnului în modul în care trebuie, au uitat complet despre importanța acestui eveniment și care trebuie să fie îndeplinită în mod regulat, cu nici o excepție. Și eu mă rog, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Ba mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre o altă atitudine care este ascunsă în acest comportament de a stărui înfrângerea pâinii. Și anume, felul sau scopul pentru care noi venim aici la cină, să fim parte. Dragii mei, frați și surori, este de ușor observat faptul că poate sau să ne imaginăm ca un lucru simplu că cineva ar veni la cină ca să ia din cină, nu din motivul corect. Poate unii oameni pot veni la cină ca să își mențină reputația în fața comunității din care ei au parte. Pentru ca nimeni să nu spună față de ei, hei, nu te-am văzut la cină de atâta și atâta timp și în felul acela, imaginea lui de credincios să scadă. Sau se poate ca în biserica, în felul în care frații slujitori supraveghează adunarea, să vadă cine o lua din cină și cine nu o lua din cină, se poate ca cineva să vină să ia din cină doar ca frații slujitori să nu ia deoparte și să-i întrebe de ce n-ai fost la cină? Din nou doar pentru a menține o reputație sau să vină cineva pentru a lua din cină cu scopul de a îndeplini o tradiție care nu, în ochii lor, nu este mai mult decât o masă care se servește în adunare. Și atitudinile acestea sunt greșite. Pentru că Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 11, la versetul 29, spune în felul următor, căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Adică dacă noi venim aici și când ne împărtășim din cină în ochii noștri, în ființa noastră, nu înțelegem acea bucățică de pâine ca fiind trupul Domnului Iisus Hristos sfințit din care noi ne împărtășim ca să-i aducem aminte de El. Și dacă nu înțelegem paharul din care noi bem ca fiind, conținând în el însăși sângele Domnului Iisus Hristos care ne-a spălat păcatele noastre și ne uităm la el doar ca la un simplu conținut de suc sau rodul viței și o bucată de pâine, pentru noi este o sândă și nu se consideră acel lucru ca fiind o adevărată împărtășire cu trupul și sângele Domnului. Diferența între cine vine cu un scop bun și cu un scop neplăcut este faptul că cel care vine cu scopul de a-și aminti de trupul și sângele Domnului, împărtășindu-se cu trupul și sângele Domnului, amintindu-și de jertfa Domnului Iisus Hristos, o face fiindcă dorește să facă lucrul acesta pentru a-și împlini scopul cinei, iar ceilalți pentru alte scopuri. De altfel, putem să înțelegem că cine vrea să stăruiască înfrângerea pâinii, trebuie să o facă fiindcă vrea să-și aducă aminte de trupul și sângele Domnului, de sângele care a curs pe calvar și care ne-a dat fiecăruia dintre noi iertarea. Eu mă rog, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Cuvântul Domnului este atât de clar în direcția aceasta, dragii mei frați și surori. Este ușor, poate, să ne uităm la biserica de la început și să spunem că poate ei au fost în circumstanțe diferite și au venit acolo cu o motivație sinceră, fiindcă erau chiar după revărsarea Duhului Sfânt. Însă vedem chiar atunci, în primul secol, sau la biserica din Corint, unde Apostolul Pavel merge și le vorbește, vedem în capitolul 11, la versetul 17 în jos, că și acolo erau oameni care veneau cu alt scop decât de a-și aduce aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos la cină. Și în versetul 17 din 1 Corinteni 11 spune în felul următor, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. În contextul acesta, Apostolul Pavel le spune în versetul 20, când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Ca noi să putem sărbători cina cu adevărat, să putem să venim aici la cină și să
ne amintim despre jertfa Domnului Iisus Hristos pe Calvar, trebuie să venim pregătiți de acasă cu intenția aceasta. În inima noastră să fie conștientizarea aceasta că astăzi este sărbătoarea cinei Domnului. Azi avem onoarea de a sta la masa Domnului. Azi avem harul ca să ne aducem aminte cum pe Calvar, cândva, 2000 de ani în urmă a curs acel sânge nevinovat care și nouă ne-a spălat păcatele. Astăzi este sărbătoarea cinei Domnului și mulțumim Domnului că ne-a dat acest har. Dar pentru ca să putem sărbători cu adevărat, trebuie să avem intenția aceasta. Trebuie să fie această intenție și atunci când dorința de a sărbători cina este curată și cu ținta sinceră de a ne aduce aminte de trupul și de moartea Domnului Iisus Hristos și de sângele care a curs pe Calvar, atunci stăruim în frângerea pâinii, pentru că dorința este sinceră și persistă lună după lună și an după an, la fel cum stăruința în ea însă și este. Ba mai mult, în cuvântul lui Dumnezeu găsim un alt caracteristic, o altă trăsătură, dacă pot să spun, a stăruinței la înfrângerea pâinii, care cred că este benefică ca să o avem cu toții. Și anume, în versetul 28 din 1 Corinteni, capitolul 11, Apostolul Pavel spune în felul următor: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Și anume, prin cercetarea care noi o facem, ne pregătim venind la cină să vedem dacă suntem într-un fel plăcut lui Dumnezeu sau dacă nu ne oprește ceva în cugetul nostru să ne apropiem de Domnul. Desigur, nu prin cercetarea noastră ne căpătăm vrednicia de a fi parte la masa Domnului. Această vrednicie ne-o dă Dumnezeu și îi mulțumim că El ne-o dă, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, frați și surori, însă, dacă ne gândim un pic la acest verset, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Poate este un obicei și nu este rău să ne pregătim când ne apropiem de cină, cu sărbătoarea dinainte, cu săptămâna dinainte cinei, cu 3 zile dinaintea cinei, să ne punem viața un pic în rând, în ordine, pentru ca să ne apropiem de cină. Însă mă întreb eu, oare sfințirea care o facem în viața noastră în săptămâna dinaintea cinei n-ar trebui ca să existe în viața noastră în fiecare zi? N-ar trebui ca noi să fim la fel de sfinți mâine cum suntem azi pregătiți pentru cină? Eu cred că este un lucru care cu toții suntem de acord și mă rog, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Domnul Iisus Hristos, învățând ucenicii, le-a spus în Matei capitolul 5 cu versetul 48: voi fiți dar desăvârșit, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Suntem chemați ca stăruința spre sfințenie să fie în viața noastră în fiecare zi, în orice moment, nu doar în săptămâna dinaintea cinei. Pentru că în felul acesta, de fiecare dată când ne apropiem la cină, în fiecare lună să fim mai sfinți ca luna trecută, să fim mai aproape de Dumnezeu ca luna trecută. Scopul acesta este foarte înalt. Apostolul Pavel, vorbind despre el în Filipeni capitolul 3, ne spune la versetul 8, la versetul 11 în felul următor: ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și versetul 10: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Vedem în cuvintele Apostolului Pavel această pomenire a jertfei Domnului Iisus Hristos. Vedem aici când el spune că vrea să cunoască puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să fie asemenea cu moartea Lui, că în Apostolul Pavel există această dorință intensă de a continua și a avansa și a se apropia cu fiecare zi ce trece tot mai mult de jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru ca să-și aducă aminte, să fie conștient tot mai mult despre valoarea acestei jertfe. Dragii mei, frați și surori, dacă noi împlinim versetul din 1 Corinteni 11 cu 28 în fiecare zi și ne cercetăm să fim mai sfinți înaintea lui Dumnezeu
în fiecare zi. Atunci, la fel ca Apostolul Pavel, cu fiecare cină cu care noi luăm parte, de fiecare cină de care noi avem onoarea să fim la masă, la masa Domnului, de fiecare dată noi înțelegem mai mult din jertfa Domnului Iisus Hristos. Noi putem pricepe mai mult și putem să ne aducem aminte mai tare și mai viu în viața noastră despre valoarea care El a depus-o atunci când a fost sacrificat pe calvar pentru păcatele noastre. Este un lucru atât de înalt. Cred că dacă fiecare dintre noi ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu și cu fiecare cină mergem mai aproape de Domnul, va fi imposibil ca să ținem înăuntrul nostru secretul mântuirii. Va fi imposibil ca înăuntrul nostru să se oprească aici doar faptul că știm că Hristos a murit pe calvar. Uitați-vă la Apostolul Pavel, apasionat fiind de a fi mai aproape de jertfa lui Hristos și ca jertfa lui Hristos să se asemene în viața lui, pasionat fiind de aceasta, nu putea să tacă, nu putea să se oprească de a propovădui Evanghelia. Dragii mei, frați și surori, a stărui la cină înseamnă a căuta mai mult de fiecare dată. Înseamnă a ne pregăti mai bine de fiecare dată. Pentru ca la fel ca Apostolul Pavel și în dreptul nostru, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine, să cunoaștem puterea învierii Lui mai bine și părtășia suferințelor Lui mai bine și în fiecare din noi să ne facem asemenea cu moartea Lui, pentru ca prin viața noastră, în celor din jurul nostru, propovăduirea Evangheliei să progreseze, cuvântul Domnului să-i ajungă pe fiecare și în felul acesta tot mai mulți să se alăture celor mântuiți care sunt copii ai lui Dumnezeu. Și eu zic, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Mergând mai departe, în un alt aspect care cred că este important de a privi la el, este faptul că atunci când noi sărbătorim cina, trebuie ca să fie făcută în același loc fizic unde noi suntem toți împreună. A stărui în sensul acesta înseamnă ca să facem cina cu o statornicie de fiecare dată. Să nu deviem de la obiceiul sfânt care, sau de la felul sfânt de a face cina cum Domnul Iisus Hristos l-a instituit. Și anume, lucrul acesta îl spun nu pentru că este o problemă în biserica noastră, ci pentru că în jurul nostru, în creștinătatea din jur, oamenii au progresat ca să ia cina în mod virtual, au o aplicație pe telefonul lor și apasă pe buton și spun mă împărtășesc cu trupul Domnului și iar apasă pe buton și spune că se împărtășește cu sângele Domnului. Îi mulțumim Domnului că în dreptul bisericii acesteia este o evanghelie curată și ne împărtășim Domnului așa cum trebuie, însă nu toți din jurul nostru au acest adevăr. Și pentru ca noi să înțelegem ce înseamnă stăruința în trupul și sânge, în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, trebuie să luăm aminte la faptul că lucrul acesta trebuie să fie făcut împreună, în casa lui Dumnezeu, unde noi toți, uniți la oaltă, luând parte din aceeași pâine, suntem parte din același trup și ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos. Este un detaliu poate mai mic, care nu se pare periculos, dar este un detaliu care cuvântul lui Dumnezeu îl spune și care face parte din stăruința la cină. Și poate ne-am întrebat, de ce este important ca să stăruim la cină? Desigur, fiindcă cuvântul Domnului ne spune că înaintașii noștri au făcut-o. Dar care este scopul sau lucrurile, beneficiile care noi ni le aducem în viața noastră prin faptul că noi suntem stăruitori la cina Domnului? Cuvântul Domnului este foarte cu viu grai vorbind în direcția aceasta și ne spune foarte clar despre una din pericolele care se poate întâmpla în viața celor care nu se țin de cina Domnului în felul cum trebuie ea sărbătorită. Și anume în Evrei capitolul 10 cu versetul 29 ne spune în felul următor: cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bejocori pe Duhul Harului. Este un lucru groaznic și un blestem care îl atragem asupra noastră, o osândă dacă noi nu săruim în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și cădem în această desconsiderare, în a călca în picioare această jertfă. De fapt, când noi stăruim în cina Domnului, când stăruim în frângerea pâinii, în viața noastră întotdeauna există o realizare și o
realitate care în fiecare zi ne urmărește și din ochii noștri nu se pierde valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos, valoarea trupului Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, frați și surori, cu adevărat, Evanghelia noastră este Evanghelia crucii, este Evanghelia jertfei Domnului Iisus Hristos și fără crucea Domnului Iisus Hristos, fără sângele vărsat pe calvar, nu este iertare. Pentru ca noi să pierdem din ochii noștri importanța jertfei Domnului Iisus Hristos ar însemna cu adevărat o pedeapsă. Dar dacă săruim înfrângerea pâinii, dacă noi ținem cina ca un lucru fervent și aprins în viața noastră, care îl căutăm mai mult și cu mai multă intensitate în fiecare zi, putem ca să ținem jertfa lui Domnului Iisus Hristos la o înaltă însemnătate în viața noastră. Și eu mă rog, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Dragii mei, frați și surori, apostolii de atunci care erau în Fapte, capitolul 2, și vedem noi că sunt în această stăruință a frângerii pâinii, putem să înțelegem că în viața lor ei stăruiau în frângerea pâinii pentru că căutau ca să-și aducă aminte de Domnul Iisus Hristos. Ei cu ceva zile înainte numai fuseseră aproape de Domnul Iisus Hristos. Fuseseră cu El pe mal, la pescuit, fuseseră cu El în Ierusalim după înviere. 3 ani dinainte acestui moment unde ne găsim în Cartea Faptele Apostolilor, apostolii erau în preajma lui Domnul Iisus Hristos totdeauna. Și pentru ca ei să-și piardă pe acest Domn drag din viața lor, persoana cea mai scumpă din univers, normal ne gândim noi că ei poate erau atât de afectați și sărbătoreau cina cu atâta patos. Însă, dragii mei, frați și surori, noi nu trebuie să fim în niciun fel diferit de ei. Pentru că ei, deși își aduceau aminte de moartea Domnului Iisus Hristos și de faptul că El va reveni pentru ca să ia acasă pe ei de atunci, aceeași promisiune este valabilă și în mijlocul nostru. De aceea, Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11 spune: noi, împărtășindu-ne din trupul și sângele Domnului, vestim moartea Domnului până va veni El. În sensul acesta, arătând că și noi, cu fiecare dată când luăm parte din cina Domnului, noi adeverim faptul că credem în revenirea Domnului Iisus Hristos. Și este important, deci, să stăruim înfrângerea pâinii pentru ca să adeverim și să ținem în viața noastră reală acest adevăr, ca și anume că Domnul Iisus Hristos se va reîntoarce ca să ne ia cu El și să sărbătorim cina odată în veșnicie. Dragii mei, frați și surori, a stărui înfrângerea pâinii poate nu este un lucru care ne sare în ochi imediat când citim Scriptura, însă este un adevăr despre o atitudine care trebuie să o împlinim în fiecare zi. Fără a împlini acest lucru, fără a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului într-un mod reverent înaintea lui Dumnezeu, în care noi îi dăm lui Dumnezeu cinste și cu curăție de inimă ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos, nu vom avea viață veșnică. De aceea îndemnul meu pentru noi toți este ca Dumnezeu să ne ajute pentru restul vieții noastre să stăruim înfrângerea pâinii. Amin.